Sunt o persoană care mă îngrijorez destul de mult și mă îngrijoram în viața, în familia noastră, când se îmbolnăvea cineva, deja începeam să mă îngrijorez foarte tare, sau la școală, când aveam un test sau o teză sau ceva, începeam să mă îngrijorez și mereu mă rugam, Doamne, te rog, fii cu mine acolo să lucrez și mereu am văzut mâna lui Dumnezeu, mereu vedeam că așa cum ceream, Dumnezeu îmi răspundea și la un moment dat aveam niște dureri foarte mari de stomac aproape în fiecare zi și la un moment dat am zis că nu mai pot, am crezut că trebuie să merg la spital. Dar am zis că, tati, vino să te rogi pentru mine cu familia, să vă rugați că simt că nu mai pot și mi-e și frică de spitale sau așa. Și nu am vrut să merg, așa că ne-am rugat și în urma acelei rugăciuni Dumnezeu m-a vindecat și de atunci nu mai am experimentat durerile acestea de stomac. Și a fost așa o întărire a credinței mele că Dumnezeu chiar a răspuns.